AJOFM Olt oferă servicii de consiliere și mediere a persoanelor care doresc să-și găsească un job. Pe lângă aceste servicii, în cadrul instituției sunt organizate cursuri de formare profesională în diferite domenii de activitate, prin care șomerii sunt ajutați să-și obțină diploma care le facilitează angajarea. Lunile trecute, 556 de olteni s-au angajat. Din totalul persoanelor ocupate, până la data de 28 februarie 2021, 209 au peste 45 de ani, 144 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 126 au între 25 și 35 de ani, iar 77 sunt tineri sub 25 de ani. În primele două luni ale anului 2021, aproximativ 2800 de persoane au beneficiat de servicii de consiliere și mediere, însă doar 20% dintre acestea și-au găsit un job din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit statisticilor realizate de reprezentanții instituției, cei mai mulți șomeri angajați sunt cu studii liceale și provin din mediul rural. În funcție de rezidență, 258 de persoane încadrate în perioada de referință provin din mediul urban, iar 298 sunt din mediul rural. Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale, respectiv 244, urmate de cele cu studii gimnaziale 118, profesionale 86, iar 31 sunt cu studii universitare. Anul trecut, în aceeași perioadă, numărul persoanelor care au reușit să intre pe piața muncii prin intermediul AJOFM Olt a fost dublu,